mai este de mirare faptul că între mulți artiști există conflicte fie de scurtă durată, fie de lungă durată. Asta se întâmplă și între 50 Cent și Ja Rule. Cei doi rapperi sunt într-un conflict de aproape 20 de ani. Da, ați auzit bine, 20 de ani! Și în cazul în care nu ați aflat deja, se pare că 50 s-a cam săturat de jocuri și a dat lovitura de grație. Cum? Rapperul a cumpărat 200 de bilete la concertul lui Ja Rule doar pentru ca scaunele din primele rânduri să rămână goale. Și ca să fie treaba, rapperul s-a fotografiat și a postat imediat poză pe Instagram cu descrierea "What a show! I mean, just f***ing great! Do it again! My kid went to the restroom! LOL!" Însă, stați așa! Credeți că Ja Rule nu a făcut nimic? Ha! Rapperul a editat o poză cu 50 pe care a postat-o pe Instagram cu descrierea "Acest look ți se potrivește." Ce să înțelegem de aici? Că scandalul continuă, nu?